Salut, sunt Mihalca și astăzi voi vorbi despre relațiile la distanță. Da, dacă îți place acest clip și conținutul pe care eu îl fac, te invit să îmi dai subscribe. Mă găsești pe YouTube, pe Instagram, LinkedIn, Facebook și chiar și pe SoundCloud. Relațiile la distanță sunt unele dintre cele mai seducătoare tipuri de relație pentru că Îți dau senzația de perfecțiune. Atunci când ești într-o relație la distanță, majoritatea timpului ești, îl petreci în creierul tău. Cu alte cuvinte, partenerul îți trimite un mesaj, tu citești mesajul respectiv, după care începi să-ți imaginezi, concep răspunsul și începi să observi cât de bine vă înțelegeți voi că asta ar putea fi acea relație pe care o cauți și pe care divinitatea ți este datoare să ți-o da dat fiind faptul că ești o persoană într-atât de bună și implicată în tot felul de spețe sociale și așa mai departe. Partea nasoală cu relațiile la distanță este că noi trăim într-o bulă a minciunii. Noi nu suntem neapărat într-o relație sau, cum să spun eu, noi trăim foarte puțin în relație și foarte mult la distanță. Am văzut oameni care trăiesc ani de zile în astfel de relații și rămân blocați unul cu celălalt fără a face vreun progres real, deși la nivel declarativ ambii parteneri și îl doresc. Și acum, o să fac un disclaimer și o să zic în felul următor. Cei care mă urmăriți de mai mult timp și mă urmăriți pe Instagram știți că acolo am vorbit despre relațiile la distanță. Cei care ați citit Ghidul Sclifosite, aici aveți un capitol despre relațiile la distanță și lucrurile sunt mult mai detaliate. Deci, și pentru cei care urmăriți acum, dacă vreți mai multe detalii, vă recomand Ghidul Sclifosite. O să fac. Un disclaimer suplimentar și o să zic că acest clip nu se referă la cei oameni care au o relație la distanță, dar ei sunt super confortabil cu aranjamentul lor. Niciunul nu vrea să treacă la nivelul următor, respectiv să locuiască împreună, să aibă copii, să aibă familie, avere, să construiască ceva, ci sunt datorită unor condiții și unor aspecte personale, fiecare dintre ei este mulțumit cu faptul că, trăiește unde trește și că se întâlnește cu celălalt ocazional, unde ocazional poate însemna o dată la câteva săptămâni sau și de două, trei ori pe an. Bun. Acum mă refer strict la oamenii care uh, își doresc relația, din, să transforme relația din relație la distanță în relație um, obișnuită, să-i spunem. Nu știu, cum aș fi zis normală, dar și relația la distanță are un grad de normalitate. Bun. Și acum... Ce e important să știi când intri într-o relație la distanță este că majoritatea relațiilor la distanță e De ce? Pentru că avem foarte multe oferte pe masă, atât eu cât și tu, atât partenerul 1 cât și partenerul 2 și pentru că mai devreme sau mai târziu, unul dintre voi obosește. Ce este specific la relațiile la distanță este că unul este foarte prins în relații și are planuri de viitor și și închipuie lucruri, trăiește foarte mult în creierul lui despre cum ar fi, cum ar face, la vară, cum s-ar duce, cum ar, a, ar, fi o viață extraordinară, doar dacă ar despărea distanța. Iar celălalt s-a plictisit să naibă pe ce pune mâna, s-a plictisit să facă sex numai de unul singur sau un videocol s-a plictisit să nu, nu poate să fie cu cineva la o cafea, la o plimbare și așa mai departe și se deschide către colegul de birou sau colega de birou, către cineva din social media, dar din orașul lui, din zona respectivă, către alte persoane. Și atunci, pornind cu această afirmație că marea majoritate a relațiilor la distanță vor oa, o să încerc să creionez niște situații în care relațiile la distanță pot să supraviețuiască și cuplul să reziste. Și o să le iau chiar din ghidul sclifositei, pentru că, na, dacă m-am gândit odată la ele, n-are rost să mai muzez creierul și a doua oară. Primul tip de relație la distanță care funcționează este relația cu termen fix. Dacă noi doi suntem într-o relație și eu iau o bursă de 2 ani la Londra sau la Paris și amândoi suntem de acord că pentru mine un viitor arhitect, să spunem, Masterclass-ul ăsta va însemna enorm pentru cariera mea și pentru potențialul meu de dezvoltare profesională. Nu vom avea niciun impediment să rezistăm 2 ani. De ce? Pentru că din ziua. 1, de relație la distanță, în creierul nostru se declașează un contor care zice, au mai rămas 2 ani minus o zi, 2 ani minus 2 zile, 2 ani minus 3 zile, un an jumate, un an și 3 luni, un an și o lună, 9 luni, 8 luni. Și asta îți dă energie, pentru că tu vezi orizontul, știi că se termină și că sacrificiul tău este pentru prosperitatea cuplului. Deci. Repet, relațiile la distanță cu termen fix au șanse să supraviețuiască cât timp ambii parteneri sunt implicați. Revenim la ghidul sclifositei și vedem care este al doilea tip. Relațiile la distanță care au un obiectiv la care distanța este rezultatul unui obiectiv comun. Aici dau mereu același exemplu, sunt convins că există și altele. Dacă din nou eu și cu tine sunt într-o relație și avem un copil, care are o nevoie medicală și ne dăm seama că nu avem suficiente resurse financiare ca să-l uh, putem duce la o operație în străinătate, să spunem, dar eu știu că dacă mă duc să muncesc în străinătate 6 luni, un an, în funcție de ce uh, aptitudini am, aș putea să produc banii respectiv și să ne salvăm copilul sau să-i oferim o viață mai bună, o șansă mai bună și așa mai departe. Da? E, dat fiind faptul că distanța are, se, uh, apare datorită acestui obiectiv Suprem cum este copilul, oamenii se vor simți implicați, se vor simți conectați, li se pare că lucrează la ceva comun și sunt șanse foarte mari să facă față distanței. Firește, nu put, trebuie să fie o distanță care se măsoară în 10, 20, 30 de ani. Vreau să fac o, un comentariu aici pe care nu l-am făcut în carte, pentru că fix acum mi-a venit în minte. O situație și distanța asta, fix în cazul care vorbeam cu obiectivul comun, contează și durata uh, pe care, uh, în care oamenii sunt la distanță. Pentru că foarte multe femei au plecat la muncă în Italia sau în Spania, dar au stat 15-20 de ani Uh, ele ele s-au dus pentru un obiectiv comun: să își construiască o casă în zona de unde sunt, sau să cumpere un apartament pentru copii, sau să își renoveze casa, sau să aibă o situație financiară mai bună și să nu mai fie în șomaș. Da? Deci, deși s-a pornit de la un obiectiv comun, distanța și-a spus cuvântul, și niciunii dintre cei care sunt despărțiți bărbat de femeie de 15 ani și se văd odată pe an sau de două ori. Aia nu mai sunt într-o relație. Este, se numește divorț emoțional, adică oameni care sunt legal implicați, dar nu mai au nicio conectare emoțională. Deci, atenție și la acest aspect. Și al treilea caz identificat de mine în care relațiile la distanță funcționează este cazul în care relația se desfășoară după un plan bine stabilit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă mă urmărești pe mine sau dacă mi-ai citit cartea sau, nu știu, ești tu băiat sau fata deșteaptă, în momentul în care ai intrat într-o relație sau vrei să intri într-o relație cu cineva care este aflat la distanță, ar trebui să-ți pui deja problema cum faci să învingi distanța. Și o strategie pe care eu o propun în ghidul sclifosite este să să stabilești un termen în felul următor. Termenul este relativ, da? Fiecare își alege termenul. Sper că asta se înțelege. Da, -aș zice așa, băi, uite, băi, super mișto cu tine, îmi place maxim așa cum ne simțim, mi se pare că relația noastră are potențial. Dacă partenerul zice, da, ok, crezi că ar trebui să ducem lucrurile la un nivel mai, mai ridicat sau rămânem la un fel de friends with benefits care călătoresc? Dacă și celălalt zice că nu, vrem să ducem relația mai sus pentru că și eu vreau să fiu într-o relație cu tine asumată și așa mai departe, ar trebui să faceți un plan și să zice așa, uite, de azi într-un an de zile sau într-un an jumate, în funcție de vârstă, de cât de confortabil sunteți voi cu planurile, luăm o decizie. Dacă încă mai suntem împreună, dacă încă mai considerăm amândoi că putem forma o familie, unde familie nu înseamnă neapărat căsătorie, dar o familie, o unitate, dacă lucrurile merg la fel de mișto cum sunt acum sau suficient de fain față de cum suntem acum, ne mutăm împreună. Și unul dintre noi va face un sacrificiu și se va muta la acela și își va, își va asuma niște riscuri. Atunci relația poate să, să supraviețuiască, pentru că ea, pe lângă faptul că are un orizont de timp finit, ca și în celelalte cazuri, are și un test. Adică deja cum să spun eu, în momentul în care vine celălalt la tine sau tu te duci la celălalt, există niște pregătiri, există niște pași premergători. o să vezi partenerul dacă fuge sau dacă vrea cu adevărat, pentru că dacă nu vrea cu adevărat, va fugi înainte ca lucrul ăsta să se întâmple, nu? Adică nu ți-aduce o femeie în casă să se mute cu tine dacă, care poate să dezrădăcinează de cu ei și poate nu poate să muncească un an și o să stea pe cheltuiala ta, în casa ta și așa mai departe, dacă nu o vrei cu adevărat, da? Bun. Și atunci când vine termenul, îți ai răspunsul și în privința relației. Cine se mută dintre cei doi? În principiu ar fi de recomandat să se mute cel cu o situație mai puțin prosperă la cel cu o situație mai prosperă, sau ca să fiu mai plastic, săracul se mută la bogat. De ce? Pentru că în felul ăsta nu periclitezi stabilitatea financiară a cuplului. Dacă faci mișcarea în sens invers, există riscul ca bogatul să-și nu știu, să-și piardă jobul, să, job să aibă bisnisul de suferit, că nu-l poate controla de la distanță la fel de eficient și așa mai departe și să trăiți fericit în sărăcie în loc să trăiți fericiți în bogăție. Oh, uh, da, nu știu ce altceva ar mai fi de spus despre relațiile la distanță. Vă repet, există un capitol în Ghidul Sclifositei, pentru cei care sunt cu adevărat interesați și, sau sunt în astfel de relații și le tremură picioarele pentru că nu știu în ce direcție să o ia. Acesta am fost eu, Mihalca, în playlistul meu, oameni în relații. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați să dați un subscribe, un follow. Mă găsiți pe YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, SoundCloud, Twitter și la mine acasă. Hai, să ne vedem cu bine!